Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi. Domnilor și domnilor, precum știți, evenimentul de astăzi este un concert caritabil. Împreună salvăm o viață din cadrul Festivalului de Muzică Ela Suciu, care se află la prima ediție. Luptăm împreună. Luptăm împreună să oferim o mână de ajutor copiilor bolnavi. Avem o cauză pentru care luptăm în cadrul acestui eveniment, respectiv Grigoraș Raul, în prezent internat la Spitalul Sfânta Maria din Iași, și Miron Cătălin Mihai. Din fondurile strânse, Asociația Născută Înger va susține și bursa socială Ela Suciu, oferită unor studenți. Însă, pentru început, dorim să le mulțumim gazdelor noastre. Ne aflăm în sala Calisca Togaș a Consiliului Județean Neamț și din partea Consiliului Județean Neamț este alături de noi domnul Octavian Bărbuleț, consilierul președintelui Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsene, pe care îl invit alături de noi să ne spună câteva cuvinte în aplauzele dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua! Permiteți-mi ca numele președintelui Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsene, să-i felicit pe organizatorii acestui concert, un concert caritabil, un concert de suflet prin care urmărim cu toții să ajutăm pe cei aflați în suferință, să-i felicit pentru întreaga activitate pe care o desfășoară zi de zi, pentru că le cunosc foarte bine activitatea și știu cât de mult se luptă pentru comunitate și totodată să-i asigur de tot sprijinul domnului președinte care a organizat acțiuni de acest gen și totodată susține astfel de evenimente plăcute sau mai puțin plăcute, dar care au un scop foarte, foarte înălțător și pe care cu toți îl susținem. Dumneavoastră, dragilor, dragi tineri, vă urez o prezentare cât mai plăcută, să ne încântați sufletul cu momentele pe care dumneavoastră le veți realiza. Organizatorilor, felicitări și celor care au nevoie, le urez multă sănătate și să ne revedem cu bine. Mulțumim Consiliul Județean Neamț pentru sprijinul acordat și dacă tot am pomenit de sponsor și parteneri, tot acest eveniment nu ar fi fost posibil fără ajutorul generos din partea sponsorilor noștri. Așadar, mulțumim Dolinex, Berta Prins, Bârlad, Ziar, Piatra Neamț, Vremea Nouă, Bârlad, Primăria Municipiului Piatra Neamț, doamnei primar a Comunei George Enescu și tuturor celor care se află astăzi în cadrul evenimentului, merită aplauzele noastre, deoarece, vedeți-mă, fără aportul lor și fără sprijinul lor, nu ar fi fost posibilă desfășurarea de astăzi. Domnilor și domnilor, este o plăcere pentru mine și o deosebită onoare să vă prezint pe doamna președinta Asociației Născută Înger, doamna președinta care s-a ocupat de fiecare detalii acestui eveniment, împreună, evident, cu colegii dumneei, așadar, în aplauzele dumneavoastră, Dominga Mihaela! Bună ziua, bine v-am găsit și bine ați venit la acest frumos eveniment. Nu este numai meritul meu de a face acest spectacol, nu eu l-am făcut, dumneavoastră l-ați creat, iar cei care s-au implicat mult în promovarea spectacolului, în desfășurarea lui, în cu invitații și cu absolut tot, este colega și prietena mea, Carmen Suciu. Bineînțeles, împreună cu doamna Monica Șofron de la Asociația Codrin, care este aici de față. Și mulțumim mult asociației cu care acum am creat un parteneriat frumos și minunat, Misia Ana. Și doamnei mare, cei noi. Da. Și ceilalți care au fost proiecta mea, mulțumim primăriei Piatra Neamț, în mod special domnului Dragoș Adic, domnului primar și doamnei viceprimar, doamna Luminița Bârlan, pe niște oameni deosebiți care au ajutat la toate proiectele pe care noi le-am implementat.
mulțumim de asemenea domnului Ionel Arsenie, care este președintele Consiliului Județean, domnul Sămit, și care ne-a pus la dispoziție această sală ca noi să putem desfășura acest eveniment minunat. Mulțumim mult pentru colaborarea minunată pe care o avem cu Direcția de Protecția Copilului și Asistența Socială, cu doamna director Cristina Păvăduță, care îi mulțumim că astăzi și-a făcut timp să vină printre noi. Doamnă, avem multe proiecte care s-au desfășurat în colaborare cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. De asemenea, mulțumesc doamnei director Ana Berea pentru implicarea permanentă a dumneavoastră, pentru că avem proiecte pe care le-am desfășurat și cu Centrul Social împreună din Piatra Neamț. De asemenea, mulțumesc și doamnei Cloșcă, care este Gianina Cloșcă, care este șeful de serviciu de acolo. Vreau doar să vă spun iarăși mulțumiri pentru copiii minunați, pentru Centrul Social împreună, pentru Centrul Social de Permanență Ion Creangă din Piatra Neamț și domnului director Panțelu Vasile, cât și tuturor doamnelor și care sunt de acolo, asistente, și copiilor minunați cu care am lucrat proiectul Festivalul de Muzică Petrodava. De 2 luni de zile noi facem acest festival împreună cu colega mea, Carmen Suciu, și împreună cu minunatul nostru antrenor de muzică, Darie Stoica, care este un master. A pus foarte mult suflet și în toate cântecelele pe care le-am făcut, și între timp vreau să vă spun că am dansat și noi cu copiii și ne-am bucurat cu copiii, iar copiii sunt absolut minunați. Vă pup și vă iubesc, copiii minunați care sunteți de la Centrul de Permanență Ion Creangă. Care sunt de la Centrul Social împreună. Astăzi este apogeul practic a acestui proiect pe care noi l-am desfășurat în aceste centre și ei vor cânta și vor dansa pentru dumneavoastră, tocmai pentru a-i vedea cât de minunați sunt, dar și pentru că vor ajuta în felul ăsta pe cei doi copii pe care au nevoie de ajutor, sunt cadrurile sociale preluate de colega mea, Carmen Suciu, și care știe foarte multe amănunte despre copii, pentru că s-a implicat direct. De asemenea, vă mulțumesc invitațiilor toți care ați sărit și cu multă prețuire și respect față de acțiunea noastră, ați venit de pe meleaguri străine, și mulțumim Școlii de Muzică din Bârlad, profesorului Maria Ciorăscu,
că trebuie să ne pese de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și că împreună putem schimba lumea în bine, prin iubire, determinare, implicare, dăruire și ajutor la nevoie. Asociația se dorește o punte de legătură între oameni de diferite condiții sociale, persoane fără posibilități materiale și financiare, copii aflați în îngrijire instituțională, copii proveniți din familii defavorizate, orfani, bătrâni, persoane aparținând unor minorități etnice, părinți care și-au pierdut copiii. Sprijinul pe care noi îl acordăm persoanelor menționate este de tip educațional, profesional, material, financiar, medical, psihologic, cultural, spiritual, social, prin intermediul voluntarilor noștri. Consider că lumea poate fi mai bună dacă noi toți suntem mai bine pregătiți pentru viață. Dacă avem principii sănătoase, dacă suntem instruiți, încurajați, bine pregătiți, educați, promovați, ajutați și susținuți în tot ceea ce are bun fiecare, mai bun fiecare în el. Orice fel de talent, atât timp cât este un act pozitiv pentru noi și pentru societate, trebuie susținut și încurajat. Și apoi, dezvoltarea personală va conduce la dezvoltarea grupului, a comunității și a întregii societăți. Fac apel la dragoste, înțelepciune, armonie, ajutor reciproc, recunoștință și să nu uităm că doar iubirea creează punți de legătură între oameni și dăruim iubire, vom primi iubire. Vă îmbrățișez pe toți, vă prețuiesc, vă respect și vă iubesc. Merită aplauzele noastre, doamnelor și domnilor, doamna director și președinte Asociației Născută Înger, doamna Mihaela Domina. Precum am menționat și la început, un partener important al evenimentului nostru este și Asociația Nisi Art. De la Nisi Art este alături de noi doamna Maria Mardare, pe care o invit alături de noi. Să ne spunem câteva cuvinte despre ce vom vedea în seara aceasta, deoarece putem spune că sunteți coordonatoare pe partea artistică. Bine. În primul rând, bine ați venit celor din Bârlad, bine ați venit celor din Botoșani, pe meleagurile noastre. Mulțumim că ați acceptat invitația de a vă alătura unei cauze nobile. Asta reflectă și starea sufletească a dumneavoastră, atât a profesorilor, cât și a elevilor. În altă ordine de idei, sponsorii care ne-au sprijinit și aș menționa din nou Consiliul Județean Neamț, o mică atenție, o diplomă de onoare, aș ruga pe domnul Octavian Bărbuleț să vină în numele instituției care mă reprezintă. Primăria Municipiului Piatra Neamț primește o diplomă de onoare pentru toată susținerea evenimentului nostru. A acceptat invitația să promoveze în mass media postul de televiziune 1 TV Neamț. Recunoștință din partea organizatorilor, Asociația Născută Înger și din partea noastră, o diplomă de onoare care am să o înmânez domnului Claudiu, fiind din partea mea, îl consider reprezentantul postului de televiziune, dar numai puțin vreau să spun că însuși domnul Claudiu și-a modificat programul, a venit alături de noi, punând și el umărul la desfășurarea evenimentului, ne-a făcut loc în emisiunea care o prezintă, de aceea un minim de recunoștință cu o diplomă de onoare din partea noastră. Programul artistic va fi după măsura fiecărui talent.
unii au mai multe ore de pregătire, alții copiii au mai puține ore de pregătire. Nu trebuie să judecăm, nu este un concurs. Este un eveniment caritabil, care trebuie prețuit ca atare. Este vorba de dăruirea sufletească cu care au venit. Nu vreau să vă mai rețin. Programul se va derula cu ajutorul celor prezenți. Și dau microfonul domnului Clau. Vă mulțumesc foarte mult! Este o onoare și o plăcere pentru mine ca prezentator al emisiunii Suntem Tine, că trebuie să știm de la UNU-TV să promovez astfel de evenimente, deoarece consider că, în primul rând, postul nostru TV și emisiunea pe care o prezint trebuie să se axeze și pe aceste evenimente caritabile pentru a oferi o mână de ajutor celor aflați în nevoie. Domnilor și domnilor, nu mai prelungim momentul și începem seara, începem spectacolul nostru, deoarece acesta este motivul principal pentru care ne-am adunat astăzi aici. Îi invit pe scenă, în aplauzele voastre, pe primii interpreți în seara aceasta. Vin tocmai de la Bârlad. Școala de Muzică și Arte Nicolae Tonița din Bârlad, profesor Maria Ciorescu, ne va prezenta un moment deosebit.